Cu microbusele înspre baia mare, ceva marfă. La ora 5 ajunge în dreptul Bisericii Albini, și la ora 9 colegul lui vine și mă ia din stație de la biserica Albini. Ziceți, pe microbus, în seara asta ne vedem la Biseric. Ascultați-mă, un an, un an, din două în două săptămâni, la trei săptămâni. Venea Cătălin și era în biserică, zic, măi omule, atâția kilometri, 400 dus, 400 întors. A zis, pentru Domnul se merită și pentru ce a făcut pentru mine, nimic nu este prea greu. Ce vezi astăzi? Ruină? Nenorocire? Faliment? Păcate ascunse? Însă în această seară, când se uită El spre tine, vede ceva, vede în tine o strălucire care poate să-ți o dea nu în ani, nu în zile, nu în luni. Și la fracțiune de secundă, Domnul te poate.